Da, eu în general vin în piața Obor pentru produse sezoniere, adică, de exemplu, acum vine frigul, am nevoie de o haină mai groasă. Pentru chilipiuri. Ai găsit ceva ce te-a dat să din casă? Da, o grămadă de chestii strălucitoare, chestii, brelocuri, oale, antichități. Pentru asta vin aici. Și am venit mai mult aici pentru monezi, am o pasiune pentru monezi vechi și am găsit chiar lucruri mult mai vechi decât mă așteptam. Mă așteptam să fie lucruri de maxim 1950, am găsit lucruri de 1700. Deci e ceva incredibil, din opinia mea, nu mă gândeam că pot să găsesc așa ceva aici. Dar numai să se plimbe mai mult și să puțin interesați, care au bani cumpără, care nu, nu. Majoritatea vin în plimbare și asta e. Nu e ceva care să fie străin de piață, știi? Vin de prețuri de secă. De la cât? De la cât? Și un leu am primit. Apoi, un leu, 15, 10 lei, 5 lei, depinde de ce ia omul.